în mediul virtual circulă o mulțime de petiții. Internauții sunt îndemnați să semneze pentru interzicerea comercializării focurilor de artificii, pentru crearea unor noi curse directe cu avionul, pentru majorarea salariilor în unele sectoare publice și multe altele. Majoritatea însă nu ajung să fie validate. Cum întocmim corect o petiție și care sunt condițiile pentru ca aceasta să fie într-un final validată, aflăm de la avocatul Iulia Sârbu. Bun venit acasă! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Iulia, vreau să te rog să aducem o definiție a ce înseamnă o petiție, astfel încât să putem continua discuția mai logic. Da, deci legea prevede, și anume codul administrativ care a fost adoptat în 2018, dar a intrat în vigoare la 1 aprilie 2019, da. În articolul 9 prevede că petiția este orice cerere, sesizare sau propunere care poate fi adresată autorității publice locale sau centrale, uh-huh. Și poate fi adresată de către persoană fizică sau juridică. Deci e o cerere, da? Da. Prin care solicităm ceva, vrem ceva să ni se valideze. Da. Unde este ulterior depusă această petiție? Unde o putem depune? Depinde de autoritatea de care avem nevoie. Deci uh-huh. La orice autoritate publică, fie centrală, fie locală. Așa. La nivel local. În momentul în care este validată sau este trecută prin filtrul organelor competente, cât timp de la cât timp trebuie să ne așteptăm la un răspuns? Legislația prevede că termenul de examinare a petițiilor este de 30 de zile. Totodată, în cazul în care sunt cazuri mai complexe, acest termen poate fi prelungit încă cu 15 zile, uh-huh. Și în general maximal, termenul maximal în cazuri foarte complexe, atunci când este necesar de mai mult timp pentru da. Autoritate ca să o examineze, maximal este 90 de zile. Bun, cine sunt acele persoane care pot să lanseze o petiție? Orice persoană fizică sau juridică. De la 18 ani. Da. Să mergem și în termen legal. Da. Așa, asta am înțeles. Dar sub ce formă poate fi lansată? Pentru că aici, am zis mai devreme, era digitalizării, putem în mai multe forme să o facem. Da, de fapt, într-adevăr, și codul administrativ nou ne permite mai multe forme. Deci, cea mai simplă formă este scrisă, care poate fi depusă fizic la autoritatea de care avem nevoie uh-huh. să depunem petiția și să acordă număr de înregistrare și data înregistrării. Ea poate fi transmisă la fel, în scris, fie prin poșta terestră, fie prin fax. Uh-huh. Următoarea formă ar fi forma electronică, cu semnătura electronică. Aici este important ca să fie expediat anume documentul cu semnătura electronică. Uh-huh. Și mai este a treia formă, codul administrativ prevede, atunci când te înscrii la audiere, așa. La autoritatea publică, în cadrul audierii poate fi formulată petiția verbal uh-huh. și autoritatea este obligată să o consemneze în procesul verbal acestei audieri și ea la fel se înregistrează de către autoritate ca fiind o petiție. Deci ea poate fi și verbală, doar iată în cadrul audierilor și consemnată în proces verbal. O petiție are nevoie de mai multe semnături sau este suficient doar semnătura persoanei care înaintează această petiție? Depinde câte persoane solicită și ce solicită. În cazul uh-huh. în care se referă petiția la mai multe persoane, toate acele persoane urmează să semneze. Dar pentru petiție nu este obligatoriu să fie multe sau... Uh-huh. Adică, deci, dacă dorește o singură persoană să o înainteze, persoană fizică, deci e suficient să o semnează doar această persoană fizică. Am înțeles și în asta cumva ne-am lămurit, pentru că sunt unii care colectează semnături în ideea unei petiții, dar se poate și eventual dacă avem o singură... Noi suntem pe cei care vor să vrem să înaintăm aceasta de petiție. Aceste semnături, colectare, cumva aduce impactul uh-huh. major, da? Pentru, da. Însăși pentru interesul public. Cumva arată că, iată, această problemă este foarte de interes public și cumva autoritatea o să tragă mai mult atenția. Uh-huh. Dar trebuie să fim atenți, pentru că dacă persoana care nu s-a semnat pe petiție, referitor la cazul ei personal, da. Nu va fi examinată ea. Deci va fi examinată doar solicitarea celor care au înaintat petiția. Uite, aici vrem să vorbim despre condițiile pentru înaintarea da. Unei petiții. Poate sunt mai multe și putem să așa să le bifăm pe toate. Da, desigur. Obligatoriu trebuie să fie indicat de la cine este, pentru că o condiție obligatorie este petiția să nu fie anonimă. În cazul în care ea este anonimă, ea nu va fi examinată. Deci cu date din pașaport, cu da, cu de tot. Dorit. Uh-huh. Cel puțin măcar
doar persoana să poată fi identificată. Deci numele, așa, prenumele, domiciliu sau adresa de corespondență. Asta este foarte important, la fel, dacă nu este indicată adresa de corespondență sau adresa electronică, poștală, atunci ea la fel nu va fi examinată. Uh-huh. Și iată, aceste două puncte sunt obligatorii. Să nu fie petiția anonimă și să fie indicată adresa de corespondență poștală sau electronică la care să fie expediat un răspuns. Ce alte condiții mai sunt? Alte condiții sunt să fie indicată autoritatea la care se expedează petiția, să fie obiectul și cerințele care sunt în petiție, semnătura, deja independență în ce formație expedează, așa, dacă scrisă olografă, dacă semnătură, prin document electronic cu semnătură electronică. Am să te rog un pic să vedem la ecran, nu știu dacă observi, uite, o petiție sub formă electronică, da? Așa. Deci, cât de veridică este această, cât de corectă este această petiție pe care, uite, vrem să o analizăm acum? Farmaciștii se țin. Așa. Deci, nu se vede la cine se adresează petiția. Se vede că este persoana s-a semnat, dar nu este o semnătură electronică. Așa. Sau, deci, doar este doar un nume, da? Un nume, da. Și nu este clar la ce autoritate se adresează această petiție și prin ce modalitate înapoi să fie expediat răspunsul. Deci, o asemenea petiție poate să nu fie examinată. Deci, poate nici să nu fie examinată, da? Și atunci noi să așteptăm degeaba un răspuns în momentul în care nu l-avem deloc. Este foarte important, dacă îmi permiți, și dacă avem timp. Fiecare autoritate acum la noi, practic are, eu chiar am verificat, mi-era interesant, și practic are pe site-ul web al autorității, este un formular de petiții care poate fi adresat online. Așa. Deci, e cumva pe site-ul web fiecare autoritate explică cum trebuie să fie adresată o petiție, care modalitate, care condițiile esențiale. De ce fiecare cetățean care dorește să lanseze o petiție poate fi informat, iată, inclusiv online și să o adreseze online, intrând la acea autoritate publică la care el dorește să lanseze o petiție. Uite, în momentul în care avem această semnătură, ce urmează? 30 de zile așteptăm? Da. Cel puțin așteptăm 30 de zile, autoritatea va acorda un răspuns. În cazul în care vedem că nu se acordă un răspuns, mai se poate desolicitat. Care este, iată, numărul înregistrării să fie indicat și de întrebat autoritatea. Care este soluția, da, petiția care eu am depus-o. Pentru a nu se face confuzie, vreau să specificăm 30 de zile calendaristice sau 30 de zile lucrătoare? Calendaristice. Aici, pentru că sunt unii care merg după alt principiu și atunci e bine să menționăm acest lucru. Și există niște norme unde, și o solicitare, o formulare anume în cadrul unei petiții sau, cum ai zis mai devreme, intrăm pe site, fiecare autoritate și are deja formularul concret de petiție și autoritățile chiar prezintă uneori formularea sau forma este însuși din, iată, la ce autoritate trebuie să adresăm petiție, da, obiectul de la cine și care e obiectul, ce cer, despre ce este subiectul însuși a petiției și care sunt la urmă cerințele pe care doresc să obțin din această petiție, adică ce cer de la autoritate. Uite, aici vreau să ajung. Care este diferența între cerere și petiție? Pentru că sunt unii care fac această confuzie și în momentul în care cer ceva, scriu cerere. Nu este nicio problemă, pentru că anume articolul 9 din Codul administrativ prevede că petiția este orice cerere, sesizare, propunere adresată către autoritatea publică. Ulterior, articolul definește cererea este în mare parte solicitarea ca autoritatea publică să emită fie un act administrativ, fie să efectueze o operațiune administrativă. Prin sesizare se pot sesiza anumite probleme de interes personal sau de interes a societății și prin propunere pot fi înaintate tot anumite propuneri pentru ca autoritatea să ia atitudine față de, la fel, un interes a societății. Dar din experiența ta, așa, spre final, spune-ne ce tipuri de petiție sau ce solicitări în petiție ai mai întâlnit, în afară de cele pe care le-am enumerat noi mai devreme? De obicei, persoanele depun petiții și anume cereri pentru ca să fie emise anumite acte administrative. Deci doresc un certificat de urbanism sau să le se acorde o autorizație de construcție sau să fie emis un act, nu știu, nu sunt de acord cu decizia de stabilire a pensiei și doresc să fie rectificată și
și să fie schimbat în alt mod, de exemplu, de acordarea pensiei. Deci cam acestea. De obicei sunt individuale, totuși. Iar dacă avem o problemă, e mai bine să ne adresăm la un avocat care o să ne zică clar unde și ce să facem, corect? Desigur, desigur. De fiecare dată eu recomand, pentru că colegi avocați sunt foarte mulți și, într-adevăr, este mult mai corect juridic, da, să fie formulată o petiție, o cerere, o propunere, o sesizare, atunci cumva avocatul vă îndrumă pe calea cea corectă și, și legal, și atunci șansele petiției sunt mai mari. Am înțeles. Eu îți mulțumesc pentru discuție. E clar, apelăm la un specialist atunci când avem nevoie de fiecare dată. Da, vă mulțumesc. Și te mai așteptăm atunci când mai avem întrebări de genul ăsta. Vă mulțumesc și eu pentru invitație, cu drag.